Cea mai importantă componentă din Programul Național de Redresare și Reziliență pe Energie, care constă în creșterea capacității de producție din energie regenerabilă cu 950 de megawați, nu are nicio șansă de finalizare. Reprezentanții guvernului cer urgentarea avizelor pentru parcurile eoliene și fotovoltaice, însă procedurile legale aferente fac imposibilă realizarea investițiilor până în iunie 2024. Astfel, România pierde aproape 600 de milioane de euro. În luna martie 2002 a fost lansat apelul de proiecte pentru producerea de energie din surse regenerabile, cu termen de finalizare a investițiilor, respectiv conectare la rețea, luna iunie 2024. În acest sens, atragem atenția asupra intervalului deosebit de scurt de timp până la care investițiile trebuie să fie finalizate, respectiv instalarea și conectarea la sistemul energetic național, inclusiv punerea în funcțiune, inclusiv punerea în funcțiune, operațiuni ce au ca termen limită finalul trimestrului 2024. Având în vedere că investițiile în sectorul energetic sunt esențiale pentru dezvoltarea acestui palier, companiile și celelalte entități implicate în implementarea proiectelor urmăresc cu maxim interes oportunitățile de finanțare pe care le oferă această facilitate, se precizează în memorandum.